Bună ziua, bine v-am găsit și spunem bine ați revenit, părinte, părintele Liviu Burlacu, pentru cine nu știe, de la Bacău, de la Centru pentru tot ce înseamnă adicții. Izvorul tămăduirii. Izvorul tămăduirii. Chiar are o legătură așa, izvorul tămăduirii, numele, cu ceea ce faceți dumneavoastră. Tămăduiți lumea de toate adicțiile. Părinte, bine ați venit. Cu ce noutăți? Bine v-am regăsit. Noutățile sunt multe, de diferite nuanțe, și bune și rele, și frumoase și mai puțin frumoase, pentru că sunt lucruri care fac parte din viața noastră de zi cu zi, din activitatea noastră de zi cu zi, din activitatea oamenilor care ne calcă pragul, cerându-ne ajutorul pentru a se trata de dependențele de alcool, droguri, jocuri de noroc, sex și alte comportamente dăunătoare. Ați venit așa cu zâmbetul pe buze la această emisiune și ne-ați povestit că ați avut parte de o întâmplare deosebită acolo. Și probabil printre altele care în decursul atâtor ani pe care dumneavoastră îi aveți în experiență, acum s-a întâmplat ceva inedit. Povestiți-ne și nouă. Întotdeauna în centrul rezidențial în Izvorul Tămăduirii, în clinică, se întâmplă lucruri minunate, pentru că și oamenii care vin la noi sunt oameni deosebiți, sunt oameni minunați. Sunt niște învingători prin simplul fapt că s-au hotărât să ceară ajutorul pentru a se trata de dependențele în care ei sunt înrobiți. Și viața în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii este viața din sânul unei mici comunități reprezentate în centru de oameni de diferite statuturi sociale, de diferite religii, de diferite comportamente și cu diferite obiceiuri, tradiții, pentru că ei vin la Izvorul Tămăduirii din toată România. Și sunteți ca o familie. Este o familie extinsă, este o parohie mică, cu diferite obiceiuri și tradiții, cu diferite neputințe, dependențe, pentru că este acolo și dependența de alcool întâlnită, și de droguri, și de jocuri de noroc, și dependența de sex, și dependența de internet, și dependența de alte comportamente adictive. Așa încât dinamica din centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii este una alertă, impusă și de programul Minnesota, programul terapeutic prin care se tratează dependențele la Izvorul Tămăduirii, dar impusă și de evenimentele de viață cu care vin fiecare în centru în ceea ce privește existența lor, asta așa cum este pe pământ. Vedeți, dacă eu fac imprudența și vă spun că am avut un eveniment deosebit, dumneavoastră imediat ați și făcut public lucrul acesta. De ce nu? Evenimentul deosebit despre care am vorbit cu doamna Gina este o cununie de argint, reîmprospătarea jurămintelor făcută de o familie la 25 de ani de la căsătorie, când au hotărât soțul și soția să-și reînnoiască printr-o rugăciune de mulțumire care se face și este rânduială la Sfintei Biserici în cadrul centrului, o reînnoire a jurămintelor la 25 de ani de la căsnicia lor. Și bineînțeles că a fost un eveniment festiv la care au participat strict cei staționați în centrul Izvorul Tămăduirii și a fost cu obișnuita, cu cuvenita slujbă rânduială bisericească, prin care s-a citit rugăciunea de mulțumire pentru binecuvântările care au fost revărsate de Dumnezeu asupra familiei acesteia timp de 25 de ani. Lucru minunat, lucru extraordinar este că această familie, în care unul era dependent de alcool și soția, aparținătorul, au socotit toate aceste lucruri binecuvântări, lucruri bune pe care ei le-au trăit în acești 25 de ani ai lor și nu le-au socotit a fi un blestem, a fi o pacoste sau cum vreți dumneavoastră sau cum îi spune lumea alte ori la aceste lucruri deosebit de dure cu care uneori este încercată o familie. În condițiile în care spuneați că cu puțin timp înainte erau gata să divorțeze. Da. Vă întreb, care soție sau care soț ce stă în lupta aceasta cu alcoolul sau cu drogurile sau cu jocurile de noroc rezistă foarte mult timp
alături de soț, soție, într-o asemenea încercare. Sunt foarte multe familii care se despart, se dezmembrează în urma unei asemenea teribile încercări. Această familie, al cărui soț, care avea neputința, problema, s-a tratat, au hotărât să celebreze încheierea programului terapeutic și prin această rânduială bisericească ce se săvârșește la împlinirea 25 de ani de căsnicie. Și au reînnoit jurămintele și a fost o deosebită bucurie și pentru noi, pentru echipa centrului, dar mai ales pentru familia pe care noi am reușit să o refacem, să o reașezăm pe niște baze morale, spirituale noi, cu care ea să plece în viață în continuare cu forțe proaspete. Ce frumos este când un suflet este recâștigat în fața lui Dumnezeu și când în loc să fie o căsnicie distrusă, iată că este reînnoită și cu reîntărită, reîmprospătată și așa mai departe. Și cu rugămintea față de Dumnezeu să-i protejeze în continuare și să fie acum o familie. Dumneavoastră știți și unul TV Neamț care de peste un an de zile cred că este martor la multe dintre activitățile din centrul Izvorul Tămădurii, martor și coparticipant, de acum putem să spunem. Dumneavoastră știți și telespectatorii 1 TV Neamț care sunt niște telespectatori deosebiți pentru că văd că reacționează, vin cu întrebări. Foarte mulți beneficiari vin din zona județului Neamț și din area pe care dumneavoastră cu televiziunea o acoperiți în zona aceasta. Ați fost și martorii când în centrul nostru s-au și închegat familii. Și nu mai reamintesc acum despre lucrul acesta. Poate vom vorbi ulterior sau poate vom avea chiar ca invitați la un an de zile de abstinență o familie care s-a închegat, s-a întemeiat în centrul Izvorul Tămădurii și trăiesc bine, sunt sănătoși, duc o viață absolut normală și, bineînțeles, nu pot să ne uite pe noi, cei din centru, care am ajutat în călătoria asta de a redescoperi viața și chiar nu pot să vă uite nici pe dumneavoastră pentru că v-ați și împrietenit cu cei despre care spun și mi se pare că au și fost, nu mi se pare, au fost sigur și aici în platou invitați. Slavă Domnului că s-a întâmplat lucrul acesta și eu le pun pe toate în seama lui Dumnezeu pentru că știu că fără El nu se face nimica. E vorba de puterea lui Dumnezeu și de atâta timp cât crezi cu siguranță se întâmplă. Și după evenimentele astea frumoase despre care am vorbit până reușitele acum, noastre. Reușite, da. Cu da. Care ne lăudăm, adică. Așa. Haideți să trecem la subiectul pe care dumneavoastră ni l-ați propus astăzi și am să rog colegii, mie mi-ați adus aici ceva, două foi pe care am să le arăt și telespectatorilor. Și este vorba de nivele de intervenție, îngrijire și suport, ceea ce oferă să-i spunem clinică, până la urmă e un fel de clinică, nu? Este un program clinicizat, este un rehab, un centru rezidențial în care se tratează dependențele în regim clinicizat. Deci nu greșiți dacă spuneți că este o clinică. Da. Iată, deci aceasta este prima. Cam așa arată activitatea celor de acolo. Iată, asta este cea de-a doua. Este o întrebare ce mi se pune la primul telefon foarte, foarte frecvent și anume care sunt șansele pentru că fiecare dintre cei care sună la Izvorul Tămăduirii doresc să știe mai are șanse să scape cu viața cel care este dependent de alcool, de drog sau de jocuri de noroc. Uh-huh. Pentru că, într-adevăr, unii dintre dânsii ajung într-o stare bio-psiho-socio-spirituală foarte deteriorată. Așa. Vreau să zic că să începem. Prima fază ar fi dezintoxicarea. Practic, dumneavoastră, prin ceea ce aveți acolo, prin acel grup de suport pe care îl aveți, aveți și oameni care se ocupă în mod special de această stare. În terapia dependenței de alcool, în tratamentul, în terapia dependenței de droguri, prima etapă pe care este necesar să o parcurgă dependentul, cel care apelează la serviciile centrului Izvorul Tămăduirii, este etapa de dezintoxicare. De dezintoxicare și de restabilirea funcțiilor hemodinamice
ale dependentului, care în urma consumului uneori foarte îndelungat de alcool, de droguri, de alte substanțe psihotrope sau psihoactive, este foarte deteriorat. Unii ajung din punct de vedere psihic, din punct de vedere neuro, foarte deteriorat, încât procesele cognitive, comportamentale sunt alterate și din punct de vedere bio, adică din punct de vedere al sănătății efective, au mari probleme. Este știut că alcoolul și drogurile afectează în special, întâi și întâi, ficatul, pancreasul, inima, rinichii, iar din punct de vedere neurologic, tot ceea ce înseamnă procesele neurovegetative și neuronale sunt deteriorate, afectate. De aceea se impune și este nevoie, este recomandat, ca primă etapă, înainte de a intra în programul propriu-zis de terapie, de consiliere, de intervenție ce se desfășoară în izvorul tămăduirii, de ajutorul specialiștilor din sistemul medical, ca aceștia să poată restabili omul din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic. Procesul acesta de dezintoxicare se face strict în spitalele de psihiatrie, pe secțiile de endocrinologie sau de interne, unde pacientul este tratat în mod corespunzător, științific, de către specialiști din fiecare domeniu de specialitate, în funcție de ceea ce este afectat la fiecare dependent în parte. La externare, pacientul respectiv va veni în centrul izvorul tămăduirii pentru programul propriu-zis, programul Minnesota, propriu-zis de terapie, de consiliere, de psihoterapie, ce se desfășoară în cadrul centrului. Nu riscăm și orice centru profesionist nu riscă să își aroge cunoștințe sau să își aroge drepturi de a se juca cu sănătatea cuiva. De aceea, întâi și întâi, este nevoie ca primă etapă în procesul acesta de intervenție, de terapie, de tratament în dependențele de alcool, de droguri mai ales, de substanțe psihotrope sau psihoactive, etrobotanice, de dezintoxicare. Este prima etapă ce se impune în procesul acesta al tratamentului, al recuperării persoanei. Acest proces se desfășoară propriu-zis în spitalele rețelei de sănătate din sistemul de stat. Urmând ca apoi să intrăm în acest program propriu-zis pe care noi îl desfășurăm în izvorul tămăduirii. Da, deci aveți ca prim punct dezintoxicarea, după care... Nivelele de intervenție, care de ajutor, de sprijin, de terapie a dependenților, care pot fi desfășurate pe mai multe nivele. În Bacău, izvorul tămăduirii are și segmentul cel mai înalt, centrul rezidențial, izvorul tămăduirii, dar avem și centrul de zi, centrul izvorul tămăduirii, în care terapiile se desfășoară în regim ambulatoriu. Adică omul nu mai este internat staționat, ci este în sânul familiei și vine în program de consiliere, de terapie, de grup de terapie, de grup de suport, în cadrul centrului de zi. Activitatea celor două centre, izvorul tămăduirii, centru de zi și centrul rezidențial, se desfășoară într-un regim complementar, pentru că beneficiarii apelează la ajutorul nostru și în urma primei evaluări, evaluării inițiale, când se face prima anamneză, prima diagnosticare, prima luare la cunoștință a stării de sănătate din punct de vedere bio, psiho, socio, spiritual, sunt îndrumați către nivelul de terapie ce li se potrivește cel mai bine. Din cauza aceasta, la mine, la izvorul tămăduirii, pentru că împletim activitatea acestor două centre, centru de zi și centru rezidențial, și șansele de reușită sunt foarte ridicate. Sunt persoane, ca să vin cu un exemplu din activitatea noastră, care și-au epuizat concediile medicale pentru un an de zile. Sau și-a epuizat concediul de odihnă din motivele sine de înțeles, pentru că au consumat sau s-au drogat.
și statul, neacordând un concediu medical pentru boala numită alcoolism sau dependența de droguri, ei sunt obligați într-un fel să găsească o variantă prin care să poată să vină și să-i ajutăm prin programul terapeutic. Atunci, cei care pot să fie internați, staționați în centrul rezidențial, vor rămâne o lună sau 6 săptămâni sau 8 săptămâni, atât cât își pot permite să rămână datorită timpului și activităților familiale sau sociale sau de lucru. Iar ceea ce nu reușim să parcurgem, să terminăm în centrul rezidențial, din lipsa timpului, da? Putem continua după ce persoana este așezată în program, ancorată în program, putem continua, termina în centrul de zi. Pentru cei care sunt din zona noastră de acțiune, de activitate, respectiv județul Bacău și județe limitrofe, acolo unde persoana dispune și de ajutorul familiei sau de mijloace de transport, de a ajunge la noi la ora, la timpul sau conform programărilor stabilite de echipa terapeutică. Mă iertați, vă întrerup un pic pentru că cineva m-a întrebat la un moment dat cam care ar fi prețul pentru cei care sunt acolo în centru internați. Foarte mulți oameni sunt preocupați și de acest aspect. De preț, da. Eu tuturor la telefon le spun că programul terapeutic este oferit în mod gratuit. Nu costă absolut nimic. Consilierea psihologică, psihoterapie, ergoterapie, terapie ocupaționale și tot ceea ce ține de program terapeutic. Atât este, reprezintă costuri, ceea ce privește consumația proprie, adică strict consumația proprie, se referă la masă, parte de hrană. Mâncare, de hrană și parte de consumabile în ședere, pentru că sunt niște consumabile acolo, săpun, prosop, șampon și așa mai departe. Așa încât costurile sunt foarte accesibile și foarte variabile în funcție de persoană. În plus, în afară de asta. În funcție de persoană, în funcție de mofturi, nu? Nu în funcție de mofturi. În funcție de cât este de afectată, în funcție de disponibilitățile persoanei în parte. În plus, în afară de asta, fiind un serviciu social care ne desfășurăm activitatea cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Romanului și sub patronajul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, persoanele care nu dispun nici măcar de minimul acesta de pecuniar pentru a asigura hrana zilnică, sunt sprijinite prin diferite programe, prin diferite parohii, prin diferiți sponsori, pentru a participa și la acest stadiu de terapie. Eu spun cu niște cuvinte populare, numai cine nu vrea, nu poate. Nu poate sau nu are ușile deschise. Chiar înainte de a ajunge astăzi și de a intra în platou cu dumneavoastră, ați văzut că m-a sunat cineva tocmai din capătul țării și a spus că tata nu vrea să mai vină. Ieri își făcuse programare, pentru că lucrăm numai pe programare, suntem ocupați, suntem plini 100% tot timpul și era programat pentru a veni și a parcurge terapia, pentru a fi tratată astăzi și a spus că nu mai vrea. Principala piedică, principalul obstacol este incapacitatea dependentului, refuzul dependentului de a cere și a primi ajutorul așa cum vine el. Avem și cazul din acestea în care efectiv ajung persoane până în centru și am avut ieri un caz din acesta tocmai din nordul țării, din Botoșani, din mai departe, din Dorna. Și au ajuns cu soția, cu prietena, cu nașii de cununie și așa mai departe. Dar imediat ce l-am văzut că a intrat pe poarta centrului, mi-am dat seama că el nu vrea efectiv deloc să renunțe la alcool. Efectiv, ochii lui și gândul și mintea, capul lui, tot limbajul lui corporal spunea că el nu vrea să renunțe la alcool, la băut, el vrea să bea în continuare. Venise pur și simplu demonstrativ, ca să le arate lor, familiei, uite, na, că am făcut-o și pe asta. A venit, a vorbit și a spus, nu, eu nu pot să stau. Dar de ce nu poți să stai? De ce nu poți să rămâi? A început să plângă familia, înțelegeți? Soția a început să plângă. Am bătut atâta drum din capătul țării până la Bacău ca să te faci bine și acum nu vrei. De ce nu vrei să rămâi? Că aici, uite, ai de toate. Condițiile sunt ultra premium la noi. Camere în regim hotel, pensiune, televizor, aer condiționat, masă în regim de restaurant, este ultra premium, ultra, ultra premium. Inclusiv spălătorie de rufe. Deci omul nu are nimic de făcut decât să fie cu mintea, cu sufletul și cu trupul acolo ancorat în program pentru a se trata, pentru a se vindeca de alcoolism sau de droguri.
Și a început să-i învoce niște motive atât de puierile, care lui se păreau totuși solide. Păi eu ce fac, peste două săptămâni trebuie să mă întorc la nuntă? Unde să te duci la nuntă? Că ăla a spus că te dă afară, că nu te mai primește așa, că nu vezi că lipsit trei săptămâni și așa mai departe. Și am intervenit ca să rămâi și să te dea afară. Păi dar nu, că uite că tot felul de motive. Când am văzut că le-am spus familiei și le-am explicat că este parte din procesul acesta de... Este primul pas, cel mai timid, în procesul acesta de a lua o decizie, o măsură, și l-am spus să-l lasă să mai sufere, pentru că după ce va simți suferința și familia își va lua mâna de pe el, adică nu va mai fi ajutat cum are el chef, atunci când va simți durerea dependenței, a alcoolismului sau a drogurilor, atunci va cere ajutorul și va veni cu mâinile, cu brațele deschise, va cere ajutorul și îl va primi așa cum se oferă și nu cum vrea el. Avem foarte mulți pacienți, beneficiari, și medicii vor ști acum la ce mă refer, care vin și ne cer ajutorul, da? Și după ce le spunem în ce constă programul terapeutic și care sunt procedurile, care sunt ședințele de psihoterapie, ce este de reparat, ce este de analizat, ce este de evaluat, ce este de corectat în comportamente, ce este de schimbat, la ce este nevoie de renunțat și înlocuit cu ceva nou, constructiv, moral și pozitiv, începe să negocieze. Exact cum... Mă face să râd. Da, ce spuneam să... apropo de fițe, da? Da, un fel de fițe, da? Începe să negocieze și medicii sunt sigur că au, s-au întâlnit adeseori cu lucrul acesta și îmi povesteau nenumărați medici. Se duc la medic și spun, doamna doctor, mă doare aici, mă doare aici, mă doare aici, și îl evaluează medicul, îl ascultă, ia tensiune și îi spune, păi ai nevoie să-ți dau augmentin, ai nevoie să-ți dau, dar nu puteți să-mi dați Cefort, că eu până acum la Cefort și mi-am mers tare bine. Nu mai dați nu mai dau denumiri de medicamente sau rog, ceva, nu vreau da. Să fie reclamă, dar nu... E reclamă, dar avem... Nu dau idei. Și este ca și cum l-ai sfida pe medicul acela, ca și cum el nu ar cunoaște, ca și cum nu s-ar pricepe și tu care ai nevoie de ajutor te pricepi mai bine decât medicul ce ai de făcut. Medicul în mod clar îi spune, păi atunci de ce mai vii la mine să-mi ceri ajutorul dacă te pricepi mai bine ca mine? Întâlnim și cazuri din ăsta. Sau mă iertați să întrerup că am o cunoștință foarte apropiată care este medic neurolog și îmi spunea că vin bolnavii cu aparținători și spun, vorbesc la modul, dar n-ar fi bine așa pentru tata sau pentru mama, dar eu cred că ar fi, nu faceți așa, că eu cred că ar fi bine așa. Și atunci medicul spune, de ce l-ați mai adus la mine dacă știți ce e de făcut pentru el? Da, fac parte din mecanismele defensive, adică de opoziție la schimbare. Noi suntem obișnuiți, ne obișnuim foarte, ne dresăm, suntem ușor dresabili. Oamenii sunt foarte ușor de dresat. Și se obișnuiesc foarte ușor cu răul. Uită foarte repede răul, greul, durerea, suferința. Și nu știu, românii parcă uită foarte ușor suferința și greutățile vieții acestea. Uitați și la COVID-ul ăsta, dar intrăm și în discuția asta dacă o să aveți disponibilitate. O secundă, este o calitate a românului totuși. Da, dar să uiți cât suferi și să te întorci tot la alea rele. Aici e bai. Da? Aici e bai mare. Este bai mare. Este teama de necunoscut. Da. Împăcarea, complacerea cu suferința, cu greutățile, cu răul, cu negativul. Au o mare calitate românii de a se complace, de a se resemna în mocirlă. La foarte mulți dintre cei care vin în izvorul tămăduirii, în afară de ceea ce presupune programul psihologic, terapeutic Minnesota, pe care îl practicăm cu atâta succes la mine, le oferim și le dăm și o mulțime de întâmplări din cărțile sfinte, din pateric, din întâmplări de viață și chiar și bancuri de toate felurile care sunt uneori terapeutice. Pentru că și din acestea, și din învățătura populară a noastră, din proverbe mai ales, se pot extrage multe și multe învățături. Îmi aduc aminte că venise acum vreo două săptămâni o familie, soț-soție, în care el bea, era alcoolic,
Soția era terminată, era, nu mai putea dormi, umbla cu pasteluțele, nu dau nume, umbla cu pasteluțele în poșetă, depresie, anxietăți, neliniști, atacuri de panică. Deci, efectiv, din punct de vedere psihic, soția aia era demolată. Gândiți-vă că aveau și copii. Dacă mai aveau și examene de capacitate, cum sunt evaluările în zilele acestea și urăm succes tuturor elevilor care se pregătesc de examene și clasa 8-a și clasa 12-a pe această cale. Dumnezeu să-i ajute. Doamne ajută și minte luminată și știință și inspirații să le dea Dumnezeu. Femeia aceea era demolată, era distrusă. Ei, dependentul, alcoolicul, parcă nu avea nicio problemă, da? Parcă nu avea nicio problemă. De ce? Toate problemele lui le preluase aparținătorul, soția, codependentul. Și am zis ei atunci, știți ceva? Dați-i să bea, doamnă. Nu-i mai ascundeți petul cu băutură, lăsați-l să bea cât poate și când nu o să mai aibă, să vină sevrajul, îi va fi năprasnic de rău și atunci o să vă roage să-l ajutați. Spuneți atunci că eu nu pot să te mai ajut. Mergem unde trebuie ca să fie ajutat. Sunt destul de sever, dar este o cale ca aparținătorul, soția sau soțul care nu este dependent să-l lase pe cel care are problema să simtă suferința. Atunci când te frigi, vei trage mâna. Atunci când te va durea, vei fi obligat să iei o măsură sau măcar o atitudine. Și din experiența dumneavoastră, câți din cei care se procedează așa cu ei vin la dumneavoastră? Toți vin. Toți vin? Toți vin. Serios? Wow, am avut iarăși. Pot să vă vorbesc sărind din caz în caz. Vă rog. Am avut o familie din apropierea Bacăului, oameni obișnuiți, agricultori. Au intrat el și ea, fiind un pic ancorați, legați de biserică, au venit fiind preot, crezând că va fi o cale ușoară. De obicei aleg căile ușoare în tratare toți oamenii din lumea asta. Și dar în viața de toate zilele alegi toate, calea cea mai ușoară. Cea mai ușoară, da. Care crezi tu că ți este cea mai la îndemână, nu cea mai... Și a început să plângă femeia, mi s-a făcut milă. Erau agricultori, erau oameni cu copii, simpli, cu pământ. Simpli, oameni normali, nu. Da. A început să plângă. El era țăndăr, el băusese de dimineață. El era foarte happy, era beata, beatitudine. Da. Ce să-i fac, părinte, că el deci se culcă seara și eu în fiecare seară trebuie să facă rondul, să se-i culeg de la capul patului două peturi de vin, că el atât abia peste noapte. Și zic, doamnă, nu-i mai culegeți peturile cu vin, seara când faceți rondul, faceți-l în continuare, mai duceți-i încă unul. Cum adică? Cum să-mi aduc încă unul 4 litri și dacă mai aduc încă unul 6, că le bea pe toate? Duceți-i, doamnă, că el oricum bea cât îi trebuie și bea cât vrea. Dacă nu-i ajungă la două, se mai duce după încă unul beci. Dar nu, zic, faceți exact așa și o să vină el, că el nu voia sub nicio formă. Fiind ascultătoare și cu frică de Dumnezeu și cu ascultare față de preot, au făcut așa. Și zic, într-o săptămână se vezi că vine singur, te roagă singur ca să vii să-l ajutăm. Așa s-a și întâmplat. Femeia a fost ascultătoare și seara când a ajuns acasă, ăsta își pusese un pet. Nu mai pusese două. Ea s-a dus și eu mai pus încă unul. Bă, dar ce faci? Ești nebun? Nu mai vrei să mă îmbăt? Lasă că doar bine că-ți trebuie. Dacă, nu, dacă te satul cu unul, asta rămâne pe mâine. Bineînțeles că l-a băut și pe al doilea. Ea știa cât duce butoiul din burta lui. După vreo 3 zile nu i-o mai dus că nu mai aveau vin. Nu mai aveau vin. Și când s-a trezit ăsta, nu putea să mai meargă, a intrat în sevraj. Te rog frumos, cheamă, fă ceva. A venit a doua zi dimineață, o grăjit, tremurând cu totul, să-l ajutăm. Bineînțeles că i-am recomandat dezintoxicarea, dezalcoolizarea la Spitalul Județean. A mers acolo. Când a mers acolo, bineînțeles că a fost nevoie să lege. Wow. Pentru că a intrat într-un sevraj puternic cu delirium tremens, cu halucinații, cu psihoze, pentru că se întâmplă și nu mai este cooperant. A fost nevoie să-l imobilizeze, să stea cu pampersheii, așa, vreo două zile, până au reușit cu brio cei din psihiatrie să-și facă treaba și după aia, ce mielușel cu minte și drăgălaș și cooperant a devenit, a venit, a parcurs programul de terapie și astăzi este bine omul ăla. Și astăzi este bine.
nu a uitat nici grozăvia suferinței și nu a uitat apoi nici dragostea cu care noi l-am primit. Pentru că pe toți îi primim cu brațele deschise, cu foarte multă dragoste, cu foarte multă înțelegere și în același timp cu foarte multă seriozitate și cu foarte mult tact profesionist. Părinte, eu vreau să vă întreb un lucru, că până la urmă ați avut din experiența dumneavoastră și cazuri, bănuiesc, de astea care sunt regretabile. Atâta timp cât un om consumă alcool, indiferent că mai mult sau mai puțin, la un moment dat organismul dintr-o parte sau din alta cedează. Iar eu am avut caz între prietenii mei, în care după o perioadă de timp a fost alcoolic, a băut și a revenit tot printr-un program Minnesota. Omul a fost foarte, foarte ambițios cu viața lui și a continuat pe un drum de evoluție profesională extraordinar. A ajuns unul din, cred că, conducătorii acestei țări, din conducere, vreau să spun, făcând parte din conducerea acestei țări. Și la un moment dat, când lucrurile mergeau atât de frumos și atât de bine, a făcut un infarct de nu i s-a mai putut face nimic, adică efectiv i-a pocnit inima. Din câte știu, nu doar inima cedează la acest fel de dependență. Sunt lucruri neurologice, sunt lucruri pe pancreas, sunt pe ficat. Având cazul acesta pe care eu vi l-am expus, în care omul a avut o viață zdruncinată o perioadă de timp, după care mulți ani și-a revenit și a fost ok, aceste reminescențe fizice se văd la un moment dat. Eu am spus în unele din emisiunile anterioare, tot aici la Omul TV Neamț, mai revenim cu și în alte emisiuni, la alte posturi de televiziune, că dependența de alcool, dependența de droguri, dar și celelalte dependențe de substanțe psihotrope, psihoactive, etnobotanice, ucid. Ucid sigur. Nimeni nu scapă. Deci vă spun clar, cine nu se oprește, nu scapă. Și revin. În dependența de etnobotanice, care sunt, le consider cele mai parșive droguri, grozăvia este că nu se știe momentul, ceasul, când tinerii, pentru că încep de tineri lucrul ăsta, consumul, dezvoltă afecțiuni psihiatrice sau neurologice care nu mai pot fi tratate, vindecate, cu consecințe iremediabile pentru viață. Vor rămâne cu diferite boli pe viață. Sau, cum spun poporul, nebuni. Dependența de alcool, în marea majoritate a cazurilor, atunci când sunt peste 10-15 ani de băut, de consum, după 40 de ani încep să apară afecțiuni care nu mai pot fi recuperate. Și aici mă refer la ciroze, pancreatite cronice, diabet provocat, afecțiunile neurologice și afecțiunile cardiovasculare. Sunt afecțiuni care nu vor mai putea fi tratate și vindecate în totalitate. Vor rămâne anumite sechele. Am spus și mă repet, pentru cei care au urechi de auzit să audă, orice dependență ucide la un moment dat. Primul pas în terapia, în tratamentul dependențelor, este dezintoxicarea, apelarea la un specialist, apoi la o echipă de specialiști, cum este centrul rezidențial în Izvorul Tămăduirii, pentru a se trata cauzele problemei și nu simptomele. Pentru că simptomele consumului de alcool sunt consumul propriu-zis, sevrajul și consecințele. Astea le tratăm în spitale, însă cauzele bolii, care sunt ascunse, nu sunt văzute, asemenea unui iceberg, ele sunt sub apă, sunt vidul existențial, neraportarea la niște valori morale, civice, etice, sociale, sănătoase, frica, rușinea, însingurarea, izolarea,
toate acestea este nevoie spre a fi tratate. Altfel, persoana este chestiune de timp până va relua consumul. Dacă tratăm numai partea văzută a icebergului, consumul în sine, cu substanțe aversive, antagonice eventual, și cu medicație psihiatrică, neuroleptică, anxiolitică și așa mai departe, antidepresivă, în scurt timp, icebergul se ridică la suprafață și vârful acesta al consecințelor și a simptomelor va fi mai mare, mai vizibil, mai proeminent. Așa se explică de ce unii care renunță, se abțin de la consum, strângând din dinți, o lună, două, trei, când reiau consumul, reiau cu mai mare putere, cu mai mare forță, cu consecințe mult mai destructive, încât este chestiune de timp până când persoana aceea va muri. Efectiv, va muri. De aceea trag un semnal de alarmă și îndemn pe toți cei care au o anumită dependență de alcool, de droguri, indiferent de care, de substanțe psihotrope, medicamente, de substanțe psihoactive, etnobotanice și alte substanțe psihedelice și așa mai departe, să ia măsuri cât mai repede, pentru că apoi va fi pe urmă prea târziu. S-ar putea să fie prea târziu. Am avut și în centru, și le spun tuturor, că după încetarea consumului încep să apară adevăratele probleme. Am avut în centru persoane care a venit pe picioarele ei, bagajul și l-a adus singur, era foarte comunicator, a putut să își exprime, să spună, să vorbească despre sine și problema sa. Era în consum, își luase doza de funcționare de tărie de dimineață. În momentul în care efectul produs de alcool, de calmant, de anestezic, de relaxant, de antidepresiv a dispărut, au apărut adevăratele probleme. Bineînțeles că a fost nevoie să cerem ajutorul spitalului județean și să descopere că este vorba și despre o ciroză, și despre o pancreatită urâtă, și despre afecțiuni neurologice, un anumit grad, procent de demență toxică. A fost nevoie de foarte multe costuri într-un spital, când se ajunge într-un asemenea stadiu, da? Pentru a fi reechilibrat din punct de vedere hemodinamic, neuro. Persoana a revenit după aceea în centru, a plecat acasă cu programul complet de terapie din izvorul tămăduirii, însă a rămas cu medicație pentru toată viața pe partea de neuro, a rămas cu medicație pe toată viața pe partea de pancreas, a rămas cu medicație pe toată viața pe partea de ficat ciroză, și costurile sistemului sanitar până la urmă sunt imense în cazuri din acestea. Uh-huh. Este mai ușor și mai ieftin să previi dependența, este mai ușor și mai ieftin să o tratezi în faze incipiente în care pierderile de sănătate, atât din punct de vedere bio, cât și psihic, nu sunt groaznice, pentru că după aceea, după vârsta de 35-40 de ani, pierderile și sechelele sunt dezastruoase. Nu suferă numai bolnavul în sine, ci suferă o familie întreagă. Suferă și soțul, soția, aparținătorul și suferă copiii. Copiii familiilor ăstora suferă groaznic. Nu ne mai mirăm de ce în societatea românească vedem tot felul de copii care au abandonat familia, care nu mai sunt supervizați, care intră în lumea infracționalității de la vârste de minori, în vârsta minoratului, care ajung eventual în penitenciare pentru minori, care ajung după aceea când sunt majori recidiviști și așa mai departe. Foarte multe lucruri legate de infracționalitate au legătură și cu consumul de alcool, cu dependența de alcool, cu dependența de droguri, cu dependența de pastile, pentru că în România încă se găsesc pastile, medicamente, nu mă refer la farmacii, în case, la îndemâna oamenilor. Da. Am avut cu ani în urmă cazuri și pot să vă vorbesc numai din cazuri, dacă vreți, mii de cazuri din care au trecut pe mâinile mele. Am avut o tânără, era minoară și nu am să spun pastilele cu care se droga,
ca să nu dau idei, da? Pentru că sunt niște medicamente foarte accesibile și care se dau fără rețetă în România. Sunt pastile uzuale pentru a și nu mai spun mai mult ca să nu se prindă cineva. Și se droga cu o doză din pastile din acestea. A venit la mine și am crezut că este băută, era vorba de o fată, am crezut că este băută, dar nu avea cum să fie beată la 16 ani și jumătate, 17. Ei, nu. Nu era, nu, nu, prezenta, era nu prezenta simptomele alcoolului, abuzului de alcool. Mi-am dat seama că este ori drog, ori medicamente, abuz de medicamente. Încetul cu încetul mi-a recunoscut și ce pastile luase. Știam că afectează groaznic rinichii, duceau la un blocaj renal, cantitatea pe care ea o lua zilnic pentru a sta în starea aia de beatitudine, de euforie. Am vorbit cu mama, pentru că tatăl, din nefericire, era alcoolic. Am vorbit cu mama și am îndrumat de urgență către Spitalul Județean pe nefrologie și au reușit să o salveze. Mi-au spus medicii de acolo, din întâmplare ei cunoșteam, că a fost la un pas de a face un blocaj renal și a se prăpădi. Deci și abuzul de medicamente, consumul de medicamente este un lucru groaznic încă în România. Am auzit diferite emisiuni, diferite campanii de prevenție, de informare. Medicii, mai ales, și felicitări lor, trag semnale asupra consumului de medicamente fără prescripție medicală. Eu cred că este o grozăvie. Da, aici bănuiesc că de vină este legislația. Vinovați este ușor să găsim. Acolo unde este o educație slabă, unde o prevenție, informare, conștientizare este puțin făcută, marile mase nu cunosc exact riscurile consumului de medicamente fără discernământ și beneficiile medicațiilor. Dar nu sunt medic și nu vreau să mă bag foarte mult în sectorul acesta. Probabil medicii, sau cu siguranță medicii, ar putea să vă spună din cazuistica și din experiența lor mult mai multe lucruri despre acest aspect. Eu am spus și am menționat în contextul în care noi vorbim despre dependențe că persoana respectivă era dependentă de consum de medicamente. Spuneați la un moment dat în timpul emisiunii ceva despre COVID, că vreți să vorbim puțin și despre asta. Am observat în tot ce este în media că pe perioada COVID-ului nu prea s-a vorbit despre agresiuni, despre beții, despre petreceri, scandaluri și așa mai departe, decât într-un am vorbit ceva limitat. Noi am vorbit mai demult, da, de chestia asta, dar a fost o perioadă limitată. Ei, după ce s-a terminat cu COVID-ul, au început. Nu le mai enumăr despre ce e vorba, că toată lumea care se uită la știri știe după ce n-a mai existat distanțarea socială și ieșitul, nu mai stăm în casă, stăm în siguranță, da? Oamenii au ieșit și se manifestă unii dintre dânșii ca într-o adevărată junglă, nu mai respectă distanțarea socială, nu mai au uitat de regulile stricte de igienă, spălatul pe mâini, strănutul și restul în propriul batistă, mască și așa mai departe, dar mai mult decât atât au început să apară și consecințele statului în casă, a depresiilor induse de statul în casă pe o perioadă îndelungată, la care nu s-a gândit prea multă lume. Dumneavoastră ați spus despre lucrul acesta, ați atras atenția despre lucrul acesta, al anxietăților, a stărilor de neliniște, de atacuri de panică și despre care și eu am spus că acestea vor fi un factor care duc la un consum sporit de alcool. Vreau să vă spun că după ce s-a ieșit din stare de urgență, s-a trecut numai în stare de alertă și cu o circulație liberă, telefoanele și solicitările de a ajuta persoane dependente de alcool din centrul Izvorul Tămădurii nu că s-au dublat, s-au triplat. Bineînțeles că nu pot face față la toți. Selectăm cazurile și răspundem cazurilor în funcție de departajările pe care le facem profesionist din punctul de vedere acesta, și anume zone de distanță, necesitatea, urgența necesității intervenției și riscul la care este supusă persoana care cere ajutorul în urma dacă ar rămâne acasă. Suntem întotdeauna, Izvorul Tămăduirii de la rezidențialul este pe plin,
mergem numai pe programări. Am fost obligați într-un fel, pentru că nu mai facem față, să oferim ajutor, suport, sprijin pentru cei din exterior care au și alte probleme legate nu neapărat de dependență, pentru că psihologii din izvorul Tămăduirii sunt foarte căutați, sunt foarte solicitați pe probleme de depresie, de atacuri de panică, de anxietăți, de consiliere, terapie de cuplu, terapie pentru familie. Din nefericire, tot mai puține lucruri din acestea putem să intervenim. Și intervenim strict pe dependențe, pe alcoolism, pe droguri, etrobotanice, jocuri de noroc, dependență de sex. Vorbesc despre dependență de sex pentru că a luat un mare avânt lucrul acesta în libertinajul acesta și mediatic, dar și comportamental din societatea noastră, care văd că se depărtează sau abandonează valorile morale tradiționale și valorile morale al bisericii noastre. Dependență de pornografie, da? Sunt lucruri care au fost favorizate de starea aceasta de COVID-19 și de statul în casă. Să menționăm aceste subiecte pe care dumneavoastră le-ați spus acum în aceste ultimile două minute, o să le începem să le tratăm într-o emisiune următoare, pentru că ne apropiem deja de finalul emisiunii și sunt lucruri importante cu care ne vedem când ne întâlnim foarte des în ultima perioadă și aș putea să punctez, pe mine m-a ofuscat, m-a șocat pur și simplu când am văzut acel profesor de 60 și ceva de ani care întreținea de 2 ani relații cu o minoră de 2 ani. Era profesor și de la 14 ani, fata avea 16 acum, întreținea relații cu această fată, contra sumei modice de o sumă de bani. Și atunci mă întreb dacă în cadrul școlii se întâmplă lucrurile astea, atunci unde ajungem? Și pentru că vom discuta într-o emisiune viitoare și despre acest subiect de pornografie, de sex, de lucruri care, vedeți dumneavoastră, nu prea se discută la televizor pentru că este așa o chestie și să ne băgăm castruțul, capul sub nisip. Gunoiul sub preș uneori. Gunoiul sub capul sub nisip castruțul. Și lucrurile astea trebuie totuși tratate așa, cu bun simț, în așa fel încât lumea să înțeleagă că este nevoie și de o educație în școală și de o educație, dar mai ales acasă. Poate vom reuși o emisiune, eventual chiar în centrul rezidențial, în izvorul Tămăduirii, în care să invităm la o masă rotundă și oameni de media, de presă, și specialiști din domeniul sistemului de sănătate, și cei psihologi specialiști din cadrul centrului, în care să putem discuta într-o emisiune, două sau trei, și abordarea aceasta la care dumneavoastră vă referiți în cuvintele mai dinainte. Da, mulțumim de invitație, ne gândim să punem o masă rotundă, cred că ar fi binevenită. Pentru că timpul zboară și cu ajutorul dumneavoastră, celor care ne priviți de acasă, vă spunem decât vă mulțumim foarte mult pentru atenție, sperăm că vă suntem de folos cu aceste emisiuni și mulțumim și părintele că se deplasează de la Bacău la Piatra Neamț pentru a le susține, pentru că trebuie să spunem unde sunteți de găsit. Sunt de găsit la centrul Izvorul Tămăduirii, Bacău. Și pe rețele de socializare, simplu părintele Liviu Burlacu de la Bacău. Liviu Burlacu și sunt găsibil. Sigur, aveți și numerele de telefon acolo și eventual vă recomand, dacă doriți neapărat, puteți să-i puneți întrebări, ori chiar acolo, ori eventual pe Messenger, unde dacă sunt situații mai delicate și cu siguranță în timpul pe care dumnealui îl are și este la dispoziție, vă poate răspunde la întrebările noastre. Părinte, mulțumim! Doamne ajută în tot și toate! Să mulțumim lui Dumnezeu că am mai făcut încă o emisiune. Mulțumim și vă dorim succes și spor în tot ceea ce faceți. Amin. Amin, așa să fie și dumneavoastră la fel, sănătate, multă echilibru și credință în Dumnezeu, să aveți o săptămână binecuvântată. Rămâneți cu noi, cu 1 TV Neamț și Cristina Coșnete, care vă spune la revedere. Doamne ajută!